Liderul PSD Târgu Jiu susține că este prematur să fie adus în discuție subiectul legat de alegerile de anul viitor. Aurel Popescu afirmă însă că prioritare ar trebui să fie acum alegerile prezidențiale, iar abia mai apoi organizația județeană ar trebui să se preocupe de stabilirea unui candidat pentru localele de anul viitor. Este foarte bine că se fac aceste verificări, este foarte bine să purtăm discuții mai departe, discuții foarte aplicate pe tema aceasta. Mi-am arătat toată disponibilitatea să discut cu domnul președinte al organizației județene, domnul Mihai Weber, pe această temă și cu siguranță atunci când va veni momentul, pentru că, repet, este prematur să discutăm de primăria municipiului Târgu Jiu iunie 2020, atâta timp cât nu avem încă desemnat candidat pentru președinția României. Organizația municipală trebuie să aibă un cuvânt de spus în desemnarea candidatului pentru primăria Târgu Jiu. În caz contrar, PSD riscă o nouă înfrângere. Când va fi momentul, voi purta o discuție cu domnul președinte Mihai Weber și împreună vom găsi cea mai bună formulă, cea mai bună soluție pentru primărie. Repet, avem capital uman, avem resurse umane suficiente în cadrul organizației, iar dacă va fi cazul să vină cineva din afara organizației, poate veni cu toată plăcerea, cu toată dragostea, o să primim o persoană, dar numai în urma unei discuții cu organizația municipală Târgu Jiu. Nu putem impune o persoană pentru că organizația trebuie să se alinieze în spatele acelei persoane pe care s-o susțină în iunie 2020. Și atunci, eu cred că este foarte important ca organizația să accepte o persoană care vine din afară pentru această candidatură. Aurel Popescu afirmă că, la fel ca și la sondajul anterior, demarat de partid, nu a fost întrebat dacă vrea să fie inclus alături de alți socialdemocrați care aspiră la o candidatură la primăria Târgu Jiu.